Bună seara, dragi telespectatori! Bine ați venit la o întâlnire nouă cu emisiunea Cuvântul care zidește în această duminică deosebită a Pogorârii Sfântului Duh sau Rusaliilor. Am luat o pauză de câteva săptămâni datorită campaniei electorale. Iată, revenim cu un invitat deosebit care n-a mai fost de ceva timp în emisiunea noastră. Este vorba despre Preacucernicul Părinte Vasile Bădescu, preot slujitor la parohia Timișoara Viile Fabric. Mulțumim pentru prezență, părinte, și bine ați revenit. Doamne ajută, bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație. Într-un cadru nou, pentru prima dată mă aflu aici de când s-a reînveșmântat studioul și vin cu mare bucurie la emisiunea dumneavoastră. Mulțumim de participare și de drag. Haideți să intrăm așa încet în semnificația, am zis noi astăzi pe burtiere, semnificația Pogorârii Sfântului Duh sau Rusaliilor. Și începem de unde vreți dumneavoastră. Important este să începem. Rosalia, sărbătoarea celebră a Antichității, dă denumirea acestei sărbători. În termenii teologici se numește Cincizecime sau Pogorârea Sfântului Duh, sărbătoarea de astăzi, pentru că borna zero a creștinismului este Sfânta Înviere. Și de la Sfânta Înviere se calculează toate celelalte soroace și celelalte sărbători. Dacă la 40 de zile prăznuim înălțarea Domnului, întotdeauna cade joia, o sărbătoare săptămânală, Cincizecimea sau Pogorârea Sfântului Duh la 50 de zile de la Sfânta Înviere. Această denumire de Rusali, în limba noastră, în limba română, iată, derivă de la această sărbătoare Rosalia, o sărbătoare a florilor, nu întâmplător și orașul nostru, orașul rozelor, al trandafirilor, și se suprapune și cu o perioadă a anotimpurilor minunată în care totul este înflorit, înverzit, iată, noi suntem în prag de vară, bună, bine intrat aici la noi în Banat. Deja a fost săptămâna trecută solstițiul de vară. Da, da, se suprapune puțin întârziate, să spunem așa, toate aceste sărbători, pentru că Paștele au fost foarte târziu în luna mai în acest an. Și se suprapune această sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh cu tot cadrul acesta cosmic, pentru că este o sărbătoare și un praznic cosmic. De la înălțarea Mântuitorului la cer le-a făgăduit, sau așa cum vorbea Mântuitorul adesea, vă voi trimite pe Mângâietorul, pe cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, care desăvârșește lucrarea pe care Domnul Hristos o începuse, lucrarea de răscumpărare. Sfântul Duh nu apare ca personaj, să spunem așa, treimic, pentru prima dată la Rusalii. Sfântul Duh este prezent în lucrarea dumnezeiască a omenirii încă de la facere. Știm bine momentul facerii, atunci când Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Sfântul Duh este prezent în istoria umanității și în istoria creștinătății ulterioare prin prezența sa reală. Sfântul Duh s-a pogorât peste Fecioara Maria la Buna Vestire. Sfântul Duh se pogoară în repejunile Iordanului, iată, la botezul Domnului se arată. Sfântul Duh este cel care, așa cum spune atât de frumos Mitropolitul Bartolomeu Anania, Sfântul Duh este pânza freatică a creștinătății.
Sfântul Duh este izvorul nesecat de unde se adapă toate comunitățile. Lucrarea liturgică a bisericii noastre, a creștinismului, este amprentată într-un mod concret și direct de lucrarea pe care Sfântul Duh o face în biserică. Nu există slujbă, să vorbim în termeni simpli, să nu vorbim într-un limbaj liturgic, academic, prea teologic, nu există slujbă sau rânduială bisericească în care să nu lucreze Sfântul Duh. Sfintele taine pe care biserica le administrează oamenilor, toate sunt făcute prin lucrarea Sfântului Duh. Noi preoții sfințim, binecuvântăm, slujim Sfânta Liturghie nu prin puterea noastră, ci prin lucrarea pe care Sfântul Duh o face necontenit în fiecare liturghie, în fiecare duminică. Deci, iată, prezența Sfântului Duh ca persoană treimică este o realitate existențială din totdeauna. Revenind la Sărbătoarea Rusalilor, este, dacă vreți, ziua de naștere, într-un fel, a bisericii. Este ziua în care Sfântul Duh lucrează într-un mod concret. Să ne reamintim faptul că după înălțare, apostolii, primind poruncă de la Mântuitorul Iisus Hristos să nu părăsească cetatea Ierusalimului, se aflau zăvorâți, închiși, temători. Să revenim, să ne reamintim faptul că din grădina Ghețimanii s-au risipit, Petru s-a lepădat, s-au ascuns, erau într-o tensiune și într-o incertitudine existențială grozavă. Faptul că Mântuitorul îi se arată după înviere este o repunere, o reîncredere în lucrarea pe care o face, dar Mântuitorul se înalță la cer făgăduindu-le că va trimite pe acest răscumpărător, pe acest desăvârșitor al lucrării. Ce să fi fost în sufletul apostolilor când știau că, iată, doar ce se convinseseră de credința, prin credință, de veridicitatea învierii și a sensului învierii, și iată Mântuitorul iarăși a părăsit și iarăși sunt într-o așteptare. Prima minune a pogorârii Sfântului Duh, ni se și spune că erau în foișori, erau la masă și s-a făcut suflare de vânt și au apărut deasupra lor limbi ca de foc. Iată, această expresie ca de foc nu era un foc în sensul material pe care îl putem imagina. Mistuitor. Mistuitor, poate asemeni ca și lumina de la Ierusalim, care nu este mistuitoare la început, minuna din ziua Sfintei Învieri, da, Sfânta Lumină, care n-am fost până acum, dar se spune că nu arde, este imaterială, cel puțin la început. Așa trebuie să ne închipuim și acest moment al cincizecimii, în care deasupra apostolilor se pogoară sub chip de limbi de foc. De ce foc? Pentru că focul este mistuitor. Focul curățește. Întotdeauna focul purifică. Arde răul. Topește aurul ca să-l scoată și mai bun. Duhul Sfânt vine să șteargă, să topească, să ardă ceea ce este rău în firea noastră a oamenilor și să scoate la liman, la lumină, lucrul neprețuit pe care de multe ori îl îngropăm. Ceea ce este o realitate imediată este faptul că apostolii deschid ușile, deschid zăvoarele, obloanele casei, ei care se ascundeau de câteva săptămâni bune, dintr-o dată devin curajoși. Înseamnă că s-a produs ceva, o certificare sufletească, o certitudine sufletească și din oameni speriați, debusolați, devin oameni încrezători, oameni curajoși. Și o întărire, pentru că Mântuitorul le spune, veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Exact, aceasta este puterea de sus, puterea pe care poate nu știau să-și o explice, să-și o tălmăcească cum va fi această putere. Puterea, iată, în cazul lor se traduce prin încredere, prin îndrăzneală. Câștigă și capătă această îndrăzneală, ies în fața mulțimilor care se aflau și se produce o a doua minune. Se spune că apostolii vorbeau în limbi. Erau oameni simpli, erau pescari, majoritatea, puțini aveau o erudiție aleasă, erau oameni, Mântuitorul nu și-a bazat credința pe filosofii vremii, ci pe sufletele curate, nobile, pe sufletele care au luptat și pe criteriul acesta și-a ales prietenii și ucenicii. Tot Mitropolitul Bartolomeu spune că minunea nu s-a produs doar cu apostolii. Apostolii vorbeau exact în limba pe care o știau, ci minunea s-a produs cu oamenii. Cei care s-au oprit să asculte cuvântarea celebră a lui Petru și a celorlalți apostoli, pentru că se spune că au vorbit mai mulți apostoli,
Cei care s-au oprit, ei înțelegeau, chiar dacă erau veniți din diaspora, erau, cunoșteau sau nu cunoșteau limba aramaică, cea care se vorbea în timpul respectiv, dar cunoșteau acest dialect, ci ei înțelegeau. Minunea s-a petrecut și cu oamenii. Și explică mitropolitul Bartolomeu, așa cum la o conferință mondială sau la un summit internațional, cineva vorbește în limba pe care o cunoaște și există un translator, doar selectezi limba, îți pui căștile și tu auzi în limba ta. Desigur, făcând o paralelă duhovnicească, spunea că această traducere a făcut-o Duhul Sfânt pentru fiecare om. Deci, iată, minunea nu era una locală, nu era una țintită doar pe anumite persoane, ci toți oamenii, cu toți oamenii s-a petrecut ceva, ceea ce se și confirmă prin faptul că s-au și botezat. Ce trebuie să facem? Să vă botezați, și s-a întemeiat prima comunitate creștină. Ad hoc, dacă nu ești cucerit, dacă nu ești cutremurat de ceva, dacă nu ești copleșit, poate este cel mai bun cuvânt, dacă nu ești copleșit de un lucru, nu o accesi, nu te duci, stai, te mai gândești. Oamenii au fost cuceriți. Au fost cuceriți de cuvântul apostolilor și, desigur, cuceriți de lucrarea pe care Duhul Sfânt, în mod tainic, au făcut-o cu fiecare dintre ei. Așa cum poate ni se întâmplă de multe ori în viață și nouă, suntem cuceriți, luăm decizii esențiale și capitale pentru viața noastră, mânați de ceva. Avem o certitudine în firea și în sufletul nostru. De mâine vreau să devin preot. Cine te determină să iei această hotărâre? Când am pășit spre școli, fiecare dintre noi, cine ne-a mânat? Desigur, poate am avut un preot, un model, dar sămânța de unde încolțește în suflet și în minte e o chemare. Duhul Sfânt are o lucrare cu tine, așa cum are cu fiecare om, indiferent de locul unde se află, indiferent de profesia pe care o face, indiferent de slujirea pe care o face în lumea aceasta. Deci, iată, această sărbătoare a Rusalilor este o sărbătoare a comunității și a comuniunii. Prima comunitate bisericească, dacă vrei să spunem așa, neoficială, pentru că creștinismul s-a oficializat mult la început de secol IV, știm sute de ani prin câte prigoane au trăit creștinii, prin câte suferințe, te și miri că a putut, dacă nu exista această lucrare harică a Duhului Sfânt, nici n-ar fi putut să reziste această credință creștină dacă nu era o lucrare reală, temeinică și una dumnezeiască. Chiar și bazată pe o putere de sus, nu pe o putere de la oameni sau pe o invenție de la oameni. Puterea noastră omenească este limitată. Ține un an, 2, 5, 10, 100, orice ați văzut în istoria umanității, dinastii, popoare, imperii care s-au pierdut. S-au destrămat, nu se mai știe nimic. Chiar de curând recitisem un articol legat de celebra carte Quo Vadis a lui Sienkiewicz și foarte scurt recitisem acolo celebru episod cu Sfântul Petru, când din comunitatea din Roma cu prințesa Ligia. Desigur, romanul este foarte frumos romanțat, dar are un substrat creștin deosebit. Când Petru părăsește Roma, se întâlnește cu Mântuitorul Iisus Hristos, celebra întrebare, Quo Vadis, Domine? Unde mergi, Doamne? Mă duc la Roma să mă răstignesc din nou. Și Petru se reîntoarce și prin cât au trecut creștinii, dacă nu era o lucrare, repet, a Duhului Sfânt, dacă nu era o lucrare reală, tot ceea ce este omenesc este bun, este frumos, dar este temporar. Durează atât cât durează și viața noastră sau poate puțin mai mult, dacă nu este amprentat și insuflat cu lucrarea și cu dorința lui Dumnezeu de a dăinui, lucrurile nu vor rezista. Și iată că de peste 2000 de ani creștinismul dăinuie cu urcușuri și cu coborâșuri, cu vremuri, cu oameni, cu slujitori vrednici sau mai puțin vrednici, cu vremuri tulburi, cu căderi, și totuși lucrarea își urmează firul și își toarce firul într-un mod minunat și dumnezeiesc, așa cum le rânduie Dumnezeu și așa cum poate toată umanitatea să perceapă această lucrare harică a Duhului Sfânt. Și cum zicea și Părintele Patriar Teoctist, de vrednică pomenire, avea o predică la duminica aceasta a Rusalilor și vorbea despre Sfântul Duh și spunea că și noi vedem lucrarea Sfântului Duh prin ceea ce se numește firul de aur al succesiunii apostolice, prin ceea ce nu se oprește, cum a zis și dumneavoastră, că nu se oprește biserica,
nu se oprește mesajul Evangheliei, dar nici acest fir de aur al succesiunii apostolice, la care, slavă Domnului, suntem și noi părtași prin punerea mâinilor, așa cum s-a transmis de la Sfinții Apostoli și până acum. Sfintele Taine sunt garanția că creștinismul nu va dispărea niciodată. Atâta timp cât pe pământ se săvârșește o liturghie, atâta timp cât un om se împărtășește, cât un om se spovedește, atâta timp cât încă ierarhii își pun mâinile pe capul preoților și hirotinesc, îi mandatează să săvârșească Sfintele Taine, indiferent cât suntem de vrednici sau de nevrednici, indiferent de vremurile bune sau mai puțin bune. Noi trăim vremuri bune, foarte bune și îndrăzniți. Slavă Domnului, vremuri de pace. Vremuri, în primul rând, sunt vremuri de pace. Sunt vremuri în care societatea omenească trăiește bine la un nivel social. Desigur, avem un instinct să ne plângem, să în permanență să cârtim, să fim nemulțumiți, să avem multe lucruri. Poate ar trebui să începem cu noi, în primul rând, să fim nemulțumiți față de noi înșine. Însă, la nivel social, la nivel global, să spunem așa, sau chiar individual, până la urmă, societatea actuală pe care o trăim este o societate cât se poate de normală, cu toate excesele și cu toate valurile care sunt. Încă bisericile sunt pline. La parohia noastră slujim, avem un altar de vară minunat în curtea bisericii și slujim Sfânta Liturghie afară până în toamnă, atât timp cât ne permite vremea. Vin sute și sute de oameni în fiecare duminică. Poate sunt duminici în care sunt peste 1000 de oameni în curtea bisericii. Ceea ce este un lucru încurajator și copii și tineri și bătrâni ne confirmă faptul că încă Duhul Sfânt lucrează. Această sărbătoare a cincizecimii încă este vie și lucrează în inimile și în sufletele noastre, ale tuturor. Fără lucrarea Duhului Sfânt nu am putea să rezistăm și să ducem această lucrare mai departe. Și ca o particularitate legată de duminica de astăzi, părinte, credincioșii s-au obișnuit deja, vecernia se oficiază imediat după Sfânta Liturghie și are un caracter mai aparte decât vecernia din orice duminică. E o vecernie solemnă, vecernia plecării genunchilor, se citesc rugăciunile minunate din fața Sfântului Altar, rugăciuni de binecuvântare, de mulțumire, de pogorâre a Harului Dumnezeiesc și bisericile sunt împodobite, spuneam la începutul emisiunii despre faptul că se suprapune sărbătoarea cu perioada anului, bisericile se împodobesc cu ramuri de tei. La noi aici în Banat sau se așterne iarbă pe jos sau spice verzi. Iarbă ca la catedrală. N-am mai văzut niciunde ca la catedrală, da. Cu iarbă pe jos ca pe vremuri. Da, nu știu da. Dacă acum se mai face așa. Și la noi, la biserica noastră, da? Din care Lipovei, la Viile Fabric, da, se așterne iarbă pe jos. E un semn văzut al pogorârii Sfântului, da. Duh în această duminică. E o simbolistică, da. Și veșmintele liturgice sunt verzi, dacă îți permiți, dacă ai. Totul este verdele care este în renoire, este viață, este pulsația dumnezeiască din firea noastră, oamenilor, transpusă cromatic, desigur, într-o ipostază vizuală. Iată așadar, sărbătoare mare, pogorârea Sfântului Duh, sărbătoarea Rusalilor, este sărbătoarea decăpătâi a creștinătății. Nu întâmplător în Banat sunt și atâtea hramuri în această perioadă sau rugile bănățene pe care le prăznuim aici și le sărbătorim în Banat și nu numai. Semn că oamenii români întotdeauna și-au ales ca hram al bisericii mari sărbători, mari sfinți apropiați de Duhul comunității din care făceau parte. Da, și această vecernie de fapt prefațează o altă sărbătoare care în calendarul bisericii noastre apare ca Sfânta Treime, nu de luni, a doua zi de Rusalii. Însă ceea ce este interesant este că am sesizat de-a lungul timpului în alte biserici ortodoxe, cum le numim noi surori, în calendarele lor, acolo apare această zi ca fiind lunea Sfântului Duh. Deci este prăznuit mai mult Sfântul Duh, cea de-a treia persoană, decât Sfânta Treime ca întreg. Mai mult Sfântul Duh. Da, pentru în a doua zi de Rusalie. Există se face o asociere cu nașterea Domnului în 25 decembrie. A doua zi este sărbătorită, prăznuită Maica Domnului. Întotdeauna după Marele Praznice este sărbătorită a doua zi persoana
principala sărbătoare, care a avut rolul mai important. La Bobotează, în 6 ianuarie sărbătorim Bobotează, în 7 Sfântul Ioan Botezătorul. Sub această optică, tot așa s-a, din ceea ce spuneți dumneavoastră, s-a ales ca a doua zi în Bisericile Surori sărbătorească cea de-a treia persoană treimică, Sfântul Duh, ca fiind prin mai important, să spunem așa, sau mult mai vizibil în această, la această sărbătoare, și atunci se acordă o zi mai, o importanță mai deosebită. Da. Dar în biserica în noastră zi ortodoxă este Sfânta Treime. Sărbătorim Sfânta Treime a doua zi de Rusalii. Luni, întotdeauna este sărbătoarea Sfintei Treimi, pentru că Sfânta Treime este această unitate deplină, ființială, care nu poate fi disociată, chiar dacă lucrările sau atribuțiile persoanelor treimice au fost diferite, dar lucrarea per ansamblu este aceeași. De aceea spuneam că Mântuitorul la înălțare le spune apostolilor: dacă eu nu mă înalț la ceruri să vă gătesc loc, nu poate să vină Duhul Sfânt care să desăvârșească lucrarea pe care eu am început-o. Eu v-am spus și v-aș spune multe, dar voi nu sunteți gata să le pricepeți, dar va veni Duhul Sfânt și vă va da putere și vă va lumina ca să puteți să pricepeți lucrurile. Lucrurile dumnezeiești nu se pot pricepe doar și nu se pot tălmăci doar cu mintea omenească, ci sunt daruri. Credința, așa cum spune și numele, se crede, nu se argumentează. Oamenii cred și există acest fior al credinței, al simțământului credinței pe care noi oamenii îl avem, care nu poate fi cuantificat, nu poate fi măsurat, nu poate fi încadrat în nicio specie, nici literară, nici matematică. Crezi sau nu crezi? Sau ești la mijlocul drumului, mai un dram de îndoială. Îndoiala vis-a-vis de tine, îndoiala vis-a-vis de percepția pe care o ai, îndoiala vis-a-vis de experiența vieții pe care o ai, atât religioasă, viața duhovnicească și viața de zi cu zi, fără de care nu putem. Lucrurile, viața duhovnicească se suprapune întru totul cu viața noastră de zi cu zi. Este o împletire deosebită și una o copleșește sau o cucerește pe cealaltă. Este un permanent joc al vieții în care ne însoțim lucrarea pe care Duhul Sfânt o face cu viața noastră sau nu, de multe ori. Și legat de ce a spus dumneavoastră mai devreme și de mersul bisericii prin istorie, mă gândeam, citisem într-o lucrare despre misiunea bisericii, că sunt două, să zic așa, pericolele care stau în fața bisericii de astăzi, pentru că vorbim de biserică din punct de vedere istoric, de la întemerea ei și până astăzi, și se zicea că sunt două, scria cineva, sunt două, zice, secularizarea și globalizarea. Și v-aș întreba pe dumneavoastră, cum vedeți prezența bisericii în lume, în societate astăzi? Este suficient de implicată în societate? Ar putea să facă mai mult? Ce ar putea să facă pentru ca, de exemplu, foarte mulți credincioși care sunt doar botezați să înceapă să ia calea bisericii, să trăiască mai activ credința și nu doar la nivel declarativ, spre a nu spune, apropo de ce a zis mai devreme, chiar speculativ. Patriarhul Pavle al Serbiei, marele patriarh pe care consider, aștept să-l canonizeze. Cred că va fi canonizat. Spunea atât de frumos într-o carte că nu vorbi nimănui despre credința ta dacă nu te întreabă. Trăiește astfel încât să-l determini să te întrebe. Nu cred că, să știți că m-am gândit de multe ori dacă și poate am și criticat de multe ori activitatea noastră a preoților individuală, poate la un nivel organizat de instituție, că nu suntem mai prezenți, că nu suntem mai vizibili, că nu întindem mâna, că nu ieșim, că când ești tânăr ai tendința să vezi lucrurile mult mai aspru și mult mai critic. Până la urmă, biserica dăinuie de 2000 de ani pentru că își păstrează consecvența. Am fost acum câțiva ani, 6-7 ani în urmă, am fost la Sfântul Munte Athos. Desigur, am mers cu o curiozitate și cu o ispită a cercetării, să vezi cum e, să analizezi, cu ochiul acesta al analizei. Și, desigur, în discuțiile, după primele două zile cu pelerinii cu care eram împreună, spuneau unii,
Dar pentru ce atâta trudă dacă, știți, programul la Sfântul Munte este de la 3 noapte, am și prins în postul mare, se mânca o dată în zi, slujbele, rânduiala aceea care mai aspru. Nu e ușoară, este minunată pentru noi că am stat 4-5 zile, dar să stai o viață, nu știu cât e de ușoară. Și spunea, nu mai bine ar fi un program mai lejer decât să vii să fii obosit la biserică, să ațipești, pentru că mai și ațipeau, era o situație, ochiul critic. În viață vezi ceea ce vrei. Dacă din gri vezi albul sau vezi negru. Dar ispita și omul slab vede doar cu ochiul critic. Și nu mai bine ar fi mai lejer programul, să poți te odihnești, să nu fie atâta muncă, slujbă, să... Discuțiile pelerinilor, oamenilor. Și la final ne-am dat seama, după toată această experiență, că ceea ce ține această stare, de fapt, de sute de ani, este rânduiala. Și faptul că nu face rabat de la rânduială. În aceea situație eram când eram la seminarul teologic din Caransebeș în anii 95, aveam program zilnic. Dimineața, Sfânta Liturghie sau rugăciune de la ora 7, masă, ore de la 8 la 2, masă de la 4 la 7, meditații, rugăciunea de seară la 10, stingerea. Zi de zi, 5 ani de zile. Și bineînțeles, la un moment dat, discuții și noi ne exprimam dorința, dar nu mai bine ne lăsați când simțim noi. Și zicea Părintele Dirginte, dacă stăm după cum simțim noi în viață, nu facem nimic. Ceea ce ține o instituție, ceea ce ține un sistem, este rânduiala și organizarea. Revin la întrebarea dumneavoastră, ceea ce ține biserica este rânduiala și consecvența. Canoanele, chiar dacă mai greșim, chiar dacă sunt excepții, biserica dăinuie de 2000 de ani nu pentru că se aliniază la așa cum am crede noi și cum am vrea noi, ci pentru că face ceea ce trebuie. Să spunea Mitropolitul Antonie Plămădeală, ca să fii om al vremurilor tale, trebuie să faci ceea ce trebuie să faci, nu ceea ce vor ceilalți. Nu trebuie să aplici așa cum ți se pare ție, ci să aplici rânduiala lui Dumnezeu și rânduiala bisericii așa cum trebuie. Desigur, nu este ușor, nu este greu, dar eu cred că biserica astăzi este într-un, ca să folosesc un termen modern, într-un trend ascendent. Ăsta este simțământul meu și ceea ce văd eu din experiența mea simplă, de la parohie și în general. Tineri foarte mulți care îl caută pe Dumnezeu. Tineri care postesc. Tineri care își împletesc viața într-un mod frumos cu biserica. Tineri care sunt prieteni cu preoții. Tineri care sunt apropiați ai bisericii, care înțeleg misiunea și viața lor de zi cu zi prin biserică și biserica și rânduiala liturgică și tot ceea ce facem noi în fiecare zi, toată această activitate are o anumită importanță în viața lor. Eu cred că, așa cum spuneam, biserica trebuie să-și păstreze acest tempo. Oamenii bisericii trebuie să zâmbească, oamenii bisericii nu trebuie să riposteze, trebuie să-și arate inima și sufletul, așa cum o fac foarte mulți preoți și bisericile sunt pline astăzi, desigur, datorită mișcării pe care Sfântul Duh o produce în inima oamenilor și datorită comportamentului preoților atât de normal și atât de firesc. Oamenii nu vin la biserică. Mitropolitul, mă iertați, mitropolitul pe care l-ați citat, al doilea, Antonie Plămădeală, are un cuvânt adresat studenților și eu l-am recomandat la noi la facultate, care vorbește despre autenticitate. În câteva pagini în Lucrarea în biserică în lumea acasă, cunoscută de foarte mulți, vorbește tocmai despre autenticitate, despre faptul că trebuie să fim autentici pentru ca lumea să ne creadă. Să ne creadă mesajul, să ne asculte, să pună în aplicare ceea ce spunem. În primul rând, noi trebuie să punem în aplicare. Da, sigur. Este ca într-o familie. Copiii sunt oglinda a părinților. Dacă vezi ceva nepotrivit la copilul tău, să știi că la tine a văzut. Să știi că este doar o reflexie a ceea ce ai făcut tu cândva, poate nu ți-ai dat seama. Așa este și comunitatea eclezială, comunitatea bisericii. Este oglinda slujitorului, este oglinda a ceea ce propovăduiești și a ceea ce trăiești. Comportamentul tău, cu cât este mai normal, cu atât va câștiga teren în sufletul și în fața oamenilor la o normalitate. Spun adesea și poate spun prea mult că cea mai mare criză în ziua de azi este de oameni normali, de oameni firești și în biserică.
Există multă fățărnicie, există multă, una spunem, alta facem, există multă îndârjire, încrâncenare. Împărăția cerurilor nu cred că se ia, așa cum se spune, doar cu asalt, se ia cu zâmbet, se ia cu lacrimi, cu pocăință, cu părere de rău, Doamne, iartă-mă că uite ce, în ce situație sufletească sunt, ajută-mă, ridică-mă. Sinceritatea aceasta față de tine însuți, sinceritatea față de Dumnezeu, se reflectă în sinceritatea față de oameni. Și oamenii, biserica, comunitatea ta vede lucrul acesta și se identifică cu tine. Dacă tu ești pe un piedestal, chiar spunea cineva, dacă tu ești ca slujitor pe un piedestal prea înalt, te așezi acolo, tu, nu știu dacă ești cu adevărat, dar tu te așezi acolo, mi-e teamă că îi vei timora pe ceilalți pentru că nu vor îndrăzni să ajungă, să se gândească că pot ajunge la nivelul tău. Lasă-te fără niciun piedestal, vino între ei, îmbrățișează-i pe oameni, vino, slujește cu ei, bucură-te cu ei, plângi cu ei în momentele vieții și roagă-te împreună cu ei. Despre asta este biserica, pentru că despre asta ne-a învățat Hristos, despre bunătatea și bucuria de a fi împreună. Să fii în suferință, să fii în necaz, să fii în același duh. Apropo de, dacă îmi permiteți, că săptămâna aceasta, cred că s-au împlinit 73 de ani, de la în 18-19 iunie. 1951. Da, Rusalile Negre, că suntem în ziua Rusalilor. Apropo de lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viețile oamenilor, poate cea mai neagră pagină din istoria recentă a ultimilor 100 de ani din istoria poporului român este această deportare din 1951, noaptea de Rusalii, 18-19 iunie, dacă acum câteva zile s-au întâmplat, în care 12.976, parcă, de familii, peste 40.000 de oameni au fost deportați din Banat, conaționali de-ai noștri, din Banat, județele Timiș, Caraș, Severin și Mehedinți, din peste 250 de localități. Este inimaginabil ca omul, sau probabil după marea deportare din 1945 din Siberia, această deportare în Bărăgan poate este cea mai rușinoasă și dureroasă pagină de istorie din neamul nostru românesc. În miez de noapte, în noapte de Rusalii, oamenii înstăriți, chiaburii, cum erau numiți atunci, dușmanii poporului, desigur, pe fondul unor conflicte politice cu granița cu Iugoslavia, cu Tito, cu Stalin, contextul acesta politic a determinat ca zeci de mii de oameni, copii, bătrâni, fără să se uite, au fost strămutați și aruncați în Bărăgan, în plină arșiță, lăsați de izbeliște, legați doar cu un număr de casă de un par. Și povestesc, chiar am citit de curând, am recitit aceste drame care s-au întâmplat în preajma sărbătorii Rusalilor, spuneau că numai credința în Dumnezeu și Duhul Sfânt, pentru că atâta s-au rugat, două săptămâni au mers cu vagoanele, 2600 de vagoane de tren au fost puse la dispoziție pentru a-i transporta, mulți au și murit, mii de oameni au murit și copii, în acest periplu care a durat 5 ani, până în 1956, și spuneau că s-au rugat ca Dumnezeu să-i țină în viață, să pleci de acasă în miez de noapte, să fii aruncat cu pușca la spate, să-ți iei ceea ce poți, fără să pleci în lume, fără să știi unde, o atrocitate de nedescris. Cine, mă gândesc, părinte, cine ar fi putut să inventeze, cine ar fi putut să dea un as, ce minte? Eu mă întreb, ce minte normală a unui om ar fi putut să dea un astfel de ordin? Că e clar că ordinul a dat cineva. Cineva a născocit această teroare. E politica vremii de atunci. Se și știe care au fost Consiliul de Miniștri, care au hotărât 6 luni de zile, au opus la cale acest plan. S-au făcut inventarierea tuturor oamenilor din această parte de țară, toate satele, 300 de sate, cred că au fost cercetate și din 200, peste 250, au găsit familii care erau dușmani ai poporului. O minte diabolică, chiar ulterior citisem în 1975 vechiul tovarăș Nicolae Ceaușescu chiar spunea că a fost o pată rușinoasă pentru istoria și politica vremii.
Deci, iată, dacă ei, comuniștii între ei, au recunoscut că a fost o eroare, cu atât mai mult, și chiar citeam mărturiile doamnei Ileana Mateescu și Silviu Sarafolean de la Comloșu Mare. Dumnealui a fost și președintele Asociației Deportaților din Bărăgan, aici în județul Timiș. Mărturii, el avea 4 ani când a fost deportat. Mi se pare și un preot, Părintele Lăutaș, dacă nu. Da, Mircea Lăutaș, părinte, cred că acolo s-a născut sau era foarte mic. Da, ceva de genul. Iată realități ale vieții. Realități, apropo de ceea ce spuneam adineaori, că trăim vremuri sigure, trăim vremuri bune, trăim vremuri cu libertăți de pline, avem mai multă libertate decât obligații, avem drepturi mai multe decât îndatoriri și totuși suntem nemulțumiți. Ce să spun acești oameni care au fost deportați așa cum au fost, care au trăit drame, destine frânte, oameni care au murit pe drumuri, oameni care au trăit această dramă a realității vieții într-un mod atât de abrupt și atât de brutal. Sunt evenimente triste, foarte triste, și iată, este legat de sărbătoarea Rusalilor. Chiar de sărbătoarea Rusalilor. În noaptea de Rusalii, da. Și chiar săptămâna trecută, Părintele Mitropolit Ioan, însoțit de mai mulți clerici, a săvârșit o slujbă de pomenire a celor care în Parcul Justiției, parcă în Parcul există Justiției, un monument. Da, între primărie și mitropolie. Există un monument dedicat victimelor. Este un monument dedicat lor, după cum la jumătatea lui iulie se va pomeni un alt moment al împușcării unor partizani la Pădurea Verde. 16 iulie, da. Și este Blănaru. Acolo monumentul, crucea aceea care este în memoria lor ridicată. Știu că ani de zile, împreună cu Părintele Dumitru Vana de la Catedrală, mergeam la penitenciarul din Timișoara, celula muzeu. Există o celulă muzeu la penitenciarul Timișoara, extrem de mică, unde doamna Ileana Silveanu, un mare și deosebit istoric al victimelor comunismului, care a și scris Cărările Speranței, mai multe volume. Și dumneavoastră organiza întotdeauna în 9 martie. 9 martie de Sfinții 40 de mucenici, organiza la, cred că 10 ani la rând a mers împreună cu Părintele Vana la penitenciarul Timișoara și acolo am rămas impresionat, chiar am și fotografii acasă unde sunt trecuți toți martirii care au trecut prin temnița de la Timișoara și sunt și cei 5 sau 6 care au fost împușcați în 16 iulie la Pădurea Verde. Drame incredibile. Nici nu ne vine să le credem, ne vine greu să vorbim despre ele, pe care, iată, bunicii, părinții noștri, poate, sau bunicii noștri le-au trăit și acea teamă, acea nesiguranță, acea asemenea postelilor, să stai izăvorât în casă, să știi dacă te ia sau nu te ia, dacă ești pasibil de agresiunea cuiva sau nu. Și iată că, până la urmă, lucrarea Domnului se face în această viață și cei care au trecut prin temnițele comuniste, care au suferința întotdeauna te apropie de Dumnezeu și mărturiseau că ce au trăit în temniță, când au ieșit, când s-au eliberat, cei care au mai ieșit și s-au eliberat, n-au mai trăit. N-au mai trăit niciodată. N-au mai avut aceleași simțăminte, aceeași stare. Chiar Dumitru Bordeanu are o carte, Deznădejde din mlaștinile temniței. Așa ceva îi zice cărții și spunea la un moment dat că atât a fost torturat ca să spună că nu mai crede în Dumnezeu, nu mai crede în Hristos. Și a zis că nu pot să spun și l-a torturat nu știu cât timp și a mărturisit la un moment dat, cred în el, dar nu mă mai rog. Și spune că din momentul ăla nu s-a mai putut ruga un an sau doi, nu mai rețin exact, dar o perioadă foarte lungă, și simțea o durere sufletească teribilă și și-a dat seama că cuvântul pe care l-a spus a fost o lepădare. Cred, dar nu mă mai rog. Deci, practic, a vrut să facă un compromis. Un compromis, dar compromisul a terminat sufletește și spune până într-o noapte de Paști în temniță, când atâta s-a rugat toată noaptea și a plâns pentru că nu se mai putea bucura de acest har. Este o lucrare a Duhului Sfânt, iată, rugăciunea și credința pe care o ai este o lucrare deosebită pe care Duhul Sfânt o face cu fiecare dintre noi. Și spunea că el și-a închis această lucrare singur și atâta plâns în noaptea de înviere și până a leșinat și s-a trezit cu o pace în suflet și simțea că a fost iertat și reabilitat de către Dumnezeu.
Iată, reașezat ca Sfântul Apostol Petru în rândul ucenicilor deveniți apostoli. Se spune că de-aia le spune femeilor mironosițe, merge și spuneți apostolilor și lui Petru. Spuneți în mod special lui Petru, pentru că el se lepădase cu câteva zile înainte. Nici n-avea îndrăzneala să dea ochii cu Mântuitorul sau cum să dai. Ce-o fi fost în sufletul lui Petru când l-am văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat? Este o... te cutremuri când te gândești la o astfel de experiență, știind ce ai făcut, știind cum te-ai lepădat și cum ai fost avertizat și totuși ai căzut, cum să te mai întâlnești cu Hristos? Chiar ar fi fost extrem de interesant dacă ar fi fost consemnat vreun dialog ulterior pe care Petru să-l aibă. Desigur, pe lângă ceea ce consemnează Sfintele Evanghelie, paște oile mele, Petre, piatra această piatră, Mântuitorul reabilitează așa la nivel oficial, cum întâlnim în Sfintele Evanghelie, dar ar fi fost interesant dacă exista o mărturie a lui Petru, această întâlnire de taină, doar Petru cu Mântuitorul Iisus Hristos. De unde frații catolici interpretează că Mântuitorul de lui Petru o misiune specială. Dar asta e o altă... Toți apostolii au avut o misiune specială. Toți oamenii avem o misiune specială, chiar dacă este similară, chiar dacă seamănă, suntem unici și irepetabili pe acest pământ și niciodată nu știe ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Ne mandatează cu o lucrare pe care o împlinim sau nu. Sau pe jumătate, sau mai știrbită, sau așa cum putem. Da, cât putem fiecare. După măsura și după posibilitatea fiecăruia. Dumnezeu, cum zicea Părintele Mitropolit Ioan, Dumnezeu ne ia mai repede pe unii din viața aceasta, cum a zis la mormântarea episcopului de la Deva și starețului de la Partoș, că ei și-au împlinit misiunea, de aceea Dumnezeu i-a luat încă de tineri. Părinte Bădescu, începem practic și în biserică, iată, un nou ciclu de duminici, duminicile următoare, Duminica Tuturor Sfinților, Duminica Sfinților Români. Da, și de fapt, intrăm în perioada, din punct de vedere liturgic, intrăm în perioada octoihului, în deplinătatea lui. Dacă de la înviere până la Rusalii, suntem în perioada Pentecostarului, din punct de vedere liturgic, cei care știu sau activează în biserică știu că așa se numește această perioadă. Știu de unde să citească la slujbă. Înainte de Paști, suntem în perioada Triodului, timp de 10 săptămâni, iată acum de la Rusalii până la anul viitor, când începe Triodul, înainte de să înceapă postul mare, suntem în perioada Octoihului, acelor 8 glasuri, acelor 8 cântări bisericești care se succed în biserica noastră. Și de astăzi și până la anul viitor, toate duminicile se raportează la sărbătoarea Rusalilor. Prima duminică, a treia după Rusalii, a zecea, a 25-a după Rusalii. De-aia Rusalile devin, dacă spuneam de borna credinței că este înviere, iată Rusalile vin și reașează o nouă bornă liturgică. Din punct de vedere liturgic vorbesc acum, care generează un nou șir de evenimente duminicale. Toate se raportează la Duminica Rusalilor. Și pentru că duminica viitoare, sigur, fiind o altă emisiune, nu o să fiți toți sfinția voastră aici, însă m-aș bucura dacă ați putea să ne anticipați oarecum. Ați vorbit despre un firesc, despre normalitate. Eu am spus că Părintele Mitropolit Antonie Plămădeală vorbea despre autenticitate. Și cred că, într-un fel, oarecum acestea prefațează, să zic așa, un cuvânt despre Duminica tuturor Sfinților, și a Sfinților în general și a Sfinților Români de peste două duminici în special. Și v-aș ruga, în răstimpul care ne-a rămas, să ne vorbiți despre sfințenie, despre actualitatea sfințeniei și respectiv despre căutarea sfințeniei de către credincioșii noștri, de către cei care ne privesc. Sfințenia nu este altceva decât o consecință a lucrării Duhului Sfânt. Nu te poți sfinți singur. Nu te poți mântui singur dacă nu există această lucrare și această îngăduință până la urmă a lui Dumnezeu. Sfințenia este o scară chiar pe peretele
sudic sau nordic, nu mai rețin, al mănăstirii Moldovița, există această celebră scară pe care ce întruchipează urcușul spre rai, spre sfințenie. Scara și, Sfântului Ioan Scăraru. Da, și sunt mulți părinți, cuvioși, sfinți, oameni care urcă, alții cad de la prima treaptă, se împiedică de la a doua și există... Alții sunt smulși, da, sunt trași. În vârful, scării există pictat cineva care este la ultima treaptă, Hristos stă să-l aștepte cu brațele și cade de acolo. Iată, sfințenia nu se dobândește greu. Nu este un lucru imposibil. Atât timp cât ești un om bun, atât timp cât îl lași pe Dumnezeu să strălucească în tine în fiecare zi, atât timp cât îți accepți condiția și suferința uneori, spuneam că suferința este un bun medic sufletesc și fugim toți de suferință. Ne este teamă, vedem părinții noștri cât de greu o duc când sunt bolnavi, știm, experimentăm crucea aceasta a neputinței, cu siguranță va veni și vremea noastră. Chiar îmi spunea un părinte la o mănăstire, abia aștept să fiu bătrân, să-mi dea Dumnezeu o cruce, o boală, ca să pot să-mi răscumpăr și eu păcatele și viața. Prin ce cheie vedea el această răscumpărare? Ca să suferi, ca să poți să-ți recâștigi. Mântuirea nu este imposibilă, așa cum spuneam, dar nu este nici facilă. Nu este ușoară, nu este, așa cum îmi place mie să spun de multe ori, acest creștinism de fotoliu. Mântuirea nu se obține în fotoliu. Mântuirea se obține mergând la cel bolnav, nu? Mergând la cel nevoie, mântuirea se obține plângând cu cel ce are nevoie, mântuirea se obține ieșind din confortul tău de zi cu zi, să răspunzi la telefon, să te îmbraci, chiar dacă nu-ți pică bine, chiar dacă erai relaxat acasă, să te îmbraci, să te urci în mașină, să te duci la cel care te-a sunat. Ăsta este mersul spre mântuire. Sfinții au fost, așa cum spunea un copil de clasa a doua, cred că a scris, sau clasa a patra a scris într-o lucrare, sfinții sunt tot așa ca și noi, doar că au fost un pic mai buni ca noi. Tot oamenii ca și noi, doar că au fost un pic mai buni. Cred că asta este esența sfinților. Au fost oameni care și-au înțeles misiunea, menirea și și-au dorit să se mântuiască. Au luat în serios, foarte în serios misiunea lor de creștini. Au luat foarte în serios și au deschis brațele lucrării Sfântului Duh pe care o face cu fiecare dintre noi. De fapt, noi oriși numim Biserica Triumfătoare, nu? Sfinții sunt Biserica Triumfătoare, Împărăția Cerurilor. Se și spune că într-o comunitate, într-o biserică, la nivel micro sau macro, sfinții nu sunt altceva decât premianții. Au fost, iată, suntem acum în prag, s-a terminat școala, acum două zile. Toată lumea, după un an de muncă, copiii au fost încoronați, răsplătiți, coroniță de flori, poate nu se mai practică, dar erau atât de frumoase aceste... Acele erau pe vremea noastră. Acele evenimente. Să scoți în fața careului, în fața școlii, pe primii trei din clasă, primii cinci, primii câți erau, să-i vadă toată școala, să-i aplaude, nu uitându-te cu invidie, ci cu apreciere și era o motivație și o motivare personală a celuilalt ca și tu la anul să fii la fel de bun. Să ieși, să fii încoronat, să fii aplaudat, să fii pus la panoul de onoare. Tot așa, în chestie similară, este și cu Împărăția Cerurilor. Sfinții sunt cei premianții bisericii. S-au trudit un an, 2, 10, 50, au ajuns la această stare de săvârșire și Dumnezeu i-a răsplătit cu această cinste. Sunt mulți, foarte mulți, și vorbeam adineaori de cei din martirii din temnițele comuniste, sunt foarte mulți care nu sunt declarați sfinți și eu sunt convins că ei sunt sfinți. Prin jertfa și prin ceea ce au făcut, sunt convins din tot sufletul. Sfinții anonimi. Sfinții necunoscuți, pe care îi sfinții nesfințiți, pe care noi... Apropo de o altă carte care s-a tradus și la noi, Nesfinții Sfinți. Nesfinții Sfinți, ce joc de cuvinte frumos. Așadar, sfințenia este un target, dacă vreți, într-un termen modern, un target pe care îl avem fiecare dintre noi. Repet, nu este greu de atins, nu este imposibil, este doar o procedură de zi cu zi.
Sfințenia nu se obține doar sâmbătă și duminica și în rest de luni până vineri ești în afara ei. Nu, drumul spre sfințenie merge în fiecare zi în același tempo. Desigur, cu fluctuațiile firești ale vieții pe care le avem fiecare. Dar el merge, curge în aceeași direcție și are aceeași conotație a fiecăruia pe care încercăm să o punem înainte. Așadar, sfinții nu ajung sfinți fără ajutorul lui Dumnezeu, fără lucrarea Duhului Sfânt pe care, iată, o prăznuim astăzi, și dacă Dumnezeu ne-a mandatat pe fiecare dintre noi să ajungem sfinți, dacă nu se va întâmpla așa, este doar o problemă a opțiunilor noastre din timpul vieții. Toți avem aceeași șansă, tuturor ni se oferă același credit, tuturor ni se deschid aceleași uși. Important este dacă noi optăm să intrăm prin ele sau să mergem spre ele. Este opțiunea, datoria, bucuria sau rezultatul opțiunilor fiecăruia dintre noi. Și cununa, Părinte, pe care o primește alergătorul, cel care aleargă în arenă și care apoi este premiat datorită efortului pe care îl depune, deci am zice în cazul nostru ascezei, pe care se cuvine fiecare să o împlinim și nu numai ascezei, cum a zis și dumneavoastră. Păi, ca să încheiem într-o tonalitate, că spuneam de premianță acum, că în unele școli am văzut că s-au făcut premieri, în altele nu, mi se pare o anormalitate, pentru că știți că există acest cod etic acum în sistemul nostru de învățământ prin care nu se mai afișează notele cu nume, nici la examenele de bacalaureat, nici la examenele de... Nici la facultate, niciunde. Ca să nu lezezi pe celălalt. Spui, da, ca să nu lezezi pe ultimul din clasă, nu ai voie să-l lauzi pe cel care este premiant. Este o anomalie. Ba da, cine se trudește, de-aia îi cinstim pe sfinți, de-aia Dumnezeu îi vădește și arată. Ca noi ceilalți să învățăm și să ne dorim să ajungem ca ei. Este ceea ce spuneam adineaori că se întâmplă în epoca, în societatea aceasta postmodernă în care trăim noi, să fii corect cu ceilalți, corect politic, nu cum se spune, n-ai voie ca să nu lezezi pe celălalt, n-ai voie să-l arăți pe cel care merită. Ba da, trebuie arătat, trebuie motivați copiii, trebuie răsplătiți și creștinii de asemenea. Trebuie răsplătiți, de aceea cinstim pe sfinți, de aceea ne raportăm cu această prețuire și cu acest respect până la urmă. Și este o motivație personală pentru fiecare dintre noi când te uiți la unul mai bun decât tine. Nu ai altceva decât să-l invidiezi, o invidie sfântă, dacă se poate spune așa, ca să îți dorești să ajungi și tu acolo. Mulțumim, Părinte, pentru prezență. Vă mai așteptăm și la toamnă. Emisiunea pentru acum vara se va lua o pauză. Și vă mai așteptăm, ca de fiecare dată, să ne spuneți cuvânt de folos. Mulțumesc tare mult pentru invitație încă o dată. Vin cu mare drag oricând. Mulțumim. Dragii noștri, ne oprim aici. Să aveți în continuare o săptămână binecuvântată, sărbătoare frumoase mâine și tuturor mulți și binecuvântați ani. Doamne ajută!